Următoarea invitată s-a născut în localitatea Poiana, județul Olt, deși ca neam se trage din Ardeal, tatăl interpretei fiind din Siliștea. În anul 2011 a câștigat premiul special Felicia Filip, voce cu parfum de crizantemă, la festivalul de romanțe Crizantema de Aur din Târgoviște, dar și premiul întâi la festivalul concurs de romanțe Poveste de Toamnă. Ei bine, stimați telespectatori, este o artistă, o mamă și o femeie extraordinară pe care o stimez din suflet. Eugenia Moise Niculae! Bine ați revenit la Ceasuri de Folclor! Bună seara și bine v-am regăsit! Să știi că vin de fiecare dată cu mare drag la această minunată emisiune și sunt încântată să fiu de fiecare dată alături de voi. Doamna Eugenia! Devine credința noastră mai puternică în preajma sărbătorilor? Oare perioada aceasta a postului ne face să fim mai buni, mai smeriți, mai credincioși? Cu siguranță, în perioada asta, înainte de Sfintele Sărbători de Paști și în perioada asta a postului, toți creștinii cugetăm așa, avem gândirea mult mai limpede, mai clară, avem timp să ne gândim la lucrurile bune și la tot ce-i rău, să îndepărtăm răul și să lăsăm ce-i bine. Deci să cugetăm spre Dumnezeu. Frumos spus și cred că este 100% adevărat. Acum vă invităm să ne cântați. Cu mare drag. Eugenia Moise Niculae.
puștărcii.